Totul e corect în dragoste și în concursurile de frumusețe. Să vedem ce culoare va fi azi în top. Roșu sau alb? De ce e atât de goală? S-au anulat cursurile în această facultate? Au! În curând va avea loc un concurs de frumusețe. Această veste a provocat o adevărată agitație. Amelia și Kerry sunt și ele acolo. Dușmanii își fac deja planuri pentru a câștiga. Wow! Ups! Thomas, nu te băga! E ceva serios! Nu există nicio îndoială. Roșul e culoarea victoriei. Kerry nu este de acord. Adevărații învingători poartă alb. Fie ca cea mai puternică fată să câștige. Acum ar trebui să mergem acasă și să ne planificăm strategiile. În camera Ameliei totul e atât de luminos, exact ca ea. Victoria va fi a ei. Camera lui Kerry e atât de luminoasă și aerisită. Cum ar putea juriul să reziste eleganței ei? Amelia se gândește prea mult la lucruri. Își caută o nouă rochie roșie pentru concurs. Se face cald aici. Oh, nu! Amelia tocmai a pornit un mic foc. Asta e rău. Dar focul s-a stins deja. Pentru Amelia, câștigarea concursului de frumusețe e o chestiune de onoare. Kerry este atât de calmă. De ce să te panichezi dacă știi cine este cea mai frumoasă persoană din lume? Unde-i broșura? Ce scrie în regulament? Poate că e timpul să scriem deja discursul câștigătorului. Dar mai întâi, o nouă rochie albă. Trebuie să fie delicată și elegantă. Ups! Kerry a fost puțin distantă. E exact ca ea. Se simte mereu relaxată. Amelia decide să-și lase toate sarcinile pentru mâine. Este timpul să mergem la culcare și pentru a prinde puteri înainte de luptă. Dormitorul lui Kerry e mult mai liniștit. E perfect pentru a avea vise plăcute. Trebuie doar să umplu puțin pernele. Moale ca un nor. Astăzi, visele fetelor vor fi foarte colorate. Amelia își imaginează deja o mulțime de fani care o aplaudă la concurs. Ar fi câștigat cu siguranță, dacă nu ar fi fost Kerry. Ia de aici! Coșmar! Acest lucru nu se va întâmpla niciodată. Ea nu va lăsa pe Kerry să câștige. Iar rivala ei albă ca zăpada visează la flori. Lui Kerry îi place să împletească coroane de flori. Jurații vor aprecia cu siguranță acest lucru. Și-i vor da coroana. Iată! Dacă nu ar fi fost Amelia, ar fi câștigat cu siguranță. Chiar are nevoie de această coroană? La urma urmei, ea are această frumoasă coroană albă. Au, ce vis ciudat! Dar dimineața lui Kerry merge foarte bine. Trebuie să mă pregătesc pentru facultate. Reginele n-ar trebui să întârzie niciodată. Au, ce e asta? Ei bine, bună ziua, facultate! Amelia e de asemenea pregătită să-și înceapă ziua. Se simte competitivă. Vom vedea cine e regina. Rivalele se întâlnesc în clasă. E atât de tensionat. Cine va ridica prima mâna pentru a răspunde la întrebarea profesorului? De data aceasta, Kerry a înțeles. Amelia e roșie de furie. Se pare că e timpul ca cele două să discute. Kerry se află în colțul alb al ringului. E uimitoare și încrezătoare.
Amelia se află în colțul roșu, curajoasă, îndrăzneață și hotărâtă. Această luptă ne va arăta cine e mai puternică. Nu, nu, să nu ne folosim mâinile, e prea agresiv. Toată lumea să danseze! Wow, privește-le! Niciuna dintre ele nu va renunța atât de ușor. Bună, fetelor! E timpul să ne întoarcem la realitate. Domnișoara Barbara invadează fantezia rivalelor fără să bată la ușă. Întoarceți-vă la locurile voastre. Ieșitul la întâlnit e doar o distragere a atenției de la pregătirea pentru competiție. Dar cum poți refuza pe cineva atât de chipeș ca Tyler? În plus, poți să te plângi la el de fata aceea în roșu. Kerry nu vrea deloc sânge rău. Ea vrea doar coroană. Ochii ei sunt plini de lacrimi. Lacrimi albe și lăptoase. Un șervețel, poate? Oh, Tyler l-a luat pentru el. Ai nevoie de un plâns bun. Doar să nu plângi în cocktail. Fă-o în cerealele mele. Mai mult lapte. Perfect, și acum poți să iei un șervețel. Delicios! Amelia merge și ea la o întâlnire. Îi va spune lui Justin totul despre rivala ei. E atât de... pur și simplu nu merită să fie regină. Amelia a început să clocotească de furie. Cine a comandat grătar? Oh, minunat! E timpul să prăjim bezele. Ce? Bezele albe? Urăsc mâncarea albă! Oh, Justin, nu trebuia să faci asta! Până nu mănânci tot, nu te poți ridica de la masă! E ca și cum rivalele sunt atrase una de cealaltă. Se pare că în tot acest timp au stat în aceeași cafenea. Nu se poate! Alb și roșu în aceeași cameră? Niciodată! Da! Vrei niște cereale? Mi-ar plăcea! Servește-te cu o bezea! Nominalizatele pentru titlul de regina frumuseții organizează întotdeauna evenimente caritabile. Amelia oferă sucuri gratis tuturor! Energii foarte bune pentru toată lumea! Iar Kerry a decis să-și răsfețe colegii de clasă cu bomboane. E atât de drăguț! Dar Amelia e în mod clar nemulțumită de faptul că evenimentul ei de caritate are concurență. Și cu ce-i tratează albă ca zăpada pe toți? Ce? Mentos? Aceste bomboane albe sunt periculoase când sunt combinate cu Coca-Cola. Trebuie să-i salvez pe toți imediat! Amelia se grăbește să vină în ajutor. Ce fată curajoasă! Își riscă literalmente viața. Doar că Annie a fost ghinionistă. Oh, ce se va întâmpla acum? Oh, Doamne! Nu! Situația a scăpat de sub control! Oh. Unde poți să-ți arăți natura creativă dacă nu la un battle de dans? Oh. Iar astăzi, ringul de dans se încălzește. Mai ales după ce Kerry și Amelia vin în centru. Ele intenționează să facă tot posibilul pentru a aduna mai multe voturi în competiție. Amelia va fi prima care va dansa. Ea îi va arăta privitorului un tango adevărat, un dans fierbinte de la o doamnă roșie și înflăcărată. Ce e asta? O combinație de disco și techno? Aparent, Amelia a dat tangoului aroma ei personală. Asta e îndrăzneț! Iar Kerry va găsi cu siguranță o modalitate de a-i răspunde rivalei. Ea va arăta tuturor abilitățile ei de balet. E atât de grațioasă și elegantă. E ca un amestec sălbatic între lacul lebedelor și hip-hop. Wow, dansurile lor sunt nebunești. Nici măcar tiktokerii nu fac așa ceva. Ei bine, în sfârșit s-a terminat. Publicul nu se aștepta la așa ceva. Sunt atât de nerecunoscători. Ai nevoie de cele mai bune fotografii pentru concursul de frumusețe. Kerry vrea ceva moale, ușor, pufos și aerisit. Fotograful a decis că are nevoie de niște prim planuri. Kerry nu e foarte fericită. Asta e o invazie a spațiului ei personal. Cum rămâne cu penele? Sunt o necesitate, dar e atât de lipicios încât îi intră în ochi. Ești sigur că ești profesionist? Cea mai proastă ședință foto din toate timpurile! Amelia e sigură că va fi regina din poze. Dar fotograful nu e de aceeași părere. Ea se gândește doar la propriul portofoliu. Uite cum stă treaba. Nu-i place costumul roșu al Ameliei. Trebuie să tăiem un pic rochia asta. Și chiar adăugați câteva efecte speciale.
Ups! Asta a fost dureros! Totul a mers prost! Cel puțin rivalele au ceva în comun. Amândouă au obținut imagini groaznice. Dar nu pot face nimic. Trebuie să le expună. Votează-ne! Nu vă atingeți de victima Mentos și Coca-Cola. Încă nu poate trece peste ceea ce s-a întâmplat. Iată momentul pe care l-așteptam cu toții. Astăzi vom afla cine este regina frumuseții. Principalele rivale sunt deja aici. Amelia cea roșie și Kelly cea albă ca zăpada. Și acum toate participantele urcă pe scenă. Frumoasa Sofia, încântătoarea Candice și, bineînțeles, fetele în alb și roșu. Ce moment emoționant! Cine va fi câștigătoarea? Și coroana merge la... Kerry! Sunt atât de fericită! Aș vrea să le mulțumesc mamei și tatălui meu. Piata, Amelia! Azi în spate! Azi n-a câștigat! Dar Kerry reprezintă partea luminoasă, ceea ce înseamnă că trebuie să fie drăguță. Amelia, vino aici! Kerry îi dăruiește coroana rivalei sale. Ce drăguț! Niciun concurs de frumusețe nu merită să ne distrugă prietenia. Și cine credeți că merită coroana? Kerry sau Amelia? Spune-ne răspunsul tău în comentarii. Și nu uita să dai like la acest video, să te abonezi la canalul nostru și să dai click pe clopoțel ca să nu pierzi mai multe sketch-uri despre prietenie pe Trum Trum Wow!